Pentru că am rămas puțin marcat, colega, stimați telespectatori, deci am auzit în această emisiune. Ce cum ai putea să faci playback cu vocea altuia? Foarte simplu. Și acum, vreau un cadru, asta e, cadru. A? Tu vorbește, dar trebuia cumva să ne stabilim. Adică, a? Eu fac playback pe vocea ta, ca să încercăm și de emisiune. Înțelegi? Uite. Ia. Cadru doar să nu se vadă, asta e, ia. La soare te poți uita, la ținutele de vară ale vedetelor, ba, Ralu și Bote dau verdictul. Dar, dar de ce râdeați? De ce vă simțiți bine? Dacă te trăim noi în emisiunea asta, nu de voi. Nu, 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 că de mine. Am aflat cum se poate face playback la, o, la un concert pe vocea unui alt artist. Adică tu cânti pe... Adică tu pui pozitivul artistului. Știi? Așa. Și e un alt, o altă persoană pe scenă care cântă ca și cum ar fi vocea lui. Mini Vanille, adică gen? Gen Mini Vanille. Zic și eu pe vechi acum, pentru cine... Exact, pentru cine mai ține minte. Ține minte, exact. Gen. Și noi am încercat să facem asta și în televiziune se poate. Da? Și muri unul dintre ei. Adică eu zic că le-am dat o idee. Îi luăm vocea lui Teo și mai angajăm 3-4 fetițe de-astea care vor să... Auzi, să se afirme? Pentru știri, pentru asta tragi tu niște voci să fie... Nu e problema. Păi dar vrem și noi oricum dacă e să facem și noi cântare de-asta. Da? Da, dacă se poate, noi eu aș vrea. Și se și încasează bani. Vrem și noi un duet, dacă ne cheamă cineva, eu știu, o ocazie, acum cu relaxarea. Hai că vedem. Până atunci hai să analizăm, să tocăm, să... Nu prea avem ce toca, pentru că astăzi vom vorbi despre rochii vaporoase de vară. De ce crezi tu că nu putem toca pe vară? Rochii de vară. Pe vară? Hai că începem bine. Începem bine. Începem sus. Începem? Rădulescu. Aela Rădulescu. Chiar că am început frumos. Am început sus, frumos, bine. Să vedem de ea ce mai spuneți, că de restul v-ați mai luat. Să zică pisii. Ea e perfectă, ce să spui? Pe la Monaco, pe la Monaco. Sandale. Până și iarba e tăiată cum trebuie. Până și iarba e tăiată bine. Poate nu era la vecin. Nu, deci nu. Mihaela în ultimii ani excelează în tot ceea ce înseamnă ținute. Are o atitudine care, pe care nu poate să o conteste nimeni. Ce să zic? O rochie foarte simplă, aparent este foarte simplă, dar îi stă foarte bine. Are o ținută, are un corp și nu în ultimul rând știe să poarte orice. Am văzut-o și în ținutele astea simple. Ea știe că e cu bohoșicul foarte, foarte... Prea foarte mult chiar. Uneori prea mult, da. Dacă mă întrebați, prea mult chiar o forjează pe bohoșicul ăsta de a nebunit-o de zeci de ani de zile. Da, dar îi șa de bine, ca să zic așa. Iar această ținută, hai să mă fii în răi. Nu mă, mă, dar de ce ești tu fiartă dacă ea pe bohoșicul? Dacă are nu stilul ei? Fiartă, că și eu sunt fiartă pe ca și Bârlădeanca, când exagerează în bohoșic. Los Angeles și acum dacă stai la Los Angeles trebuie să fii bohoșică, altfel pic, nu mai puteți să ne stai, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Yes. Pentru cei de acasă, yes. Dacă îți găsești un dacă stil stai care ți se mult, stai un pic, stai un pic. Da, dacă găsești un stil vestimentar care îți stă bine. Așa. Și ți se potrivește. Păi Mihaela Rădulescu i-ar veni bine orice stil vestimentar din universul ăsta, că a făcut o măsă frumoasă și muncește mult și ar trebui să aleagă. Eu la rochia asta mi-aș fi pus cizme. Cizme, mă refer, tip ciocată. Ca nebunii cu cizmele, pentru că tot timpul este în ciocată. Păi, dar astea se potrivesc la rochia asta, ce caută sandala asta fină, cu baretele astea fine, sandală care este superbisimă de altfel. Deci aici este într-o grădină, așa cum a spus, bine a spus Bursucu, într-o grădină a unei case private, cu o grădină din asta mișto, pe la Monte Carlo. Și dacă am văzut-o și... Nu mergea, bă, era prea... Și dacă pune o ceilalți erau mai elegant, știi, am văzut eu. E la Monte Carlo. Mi-e evident. Nu că nu mi-ar plăcea ferească Dumnezeu și nu că nu-i dau așa, da, pentru că oricum Rădulescu e de așa, da, că așa a făcut-o mama ei pe lumea asta. Da, e șer. Da, este șer. Este șer. Nu, nimeni nu este șer pe lumea asta. Nu, nu. Bine, hai. Nu accept comparația. Șer este un icon, nu, Rădulescu, mai are... Măi, a făcut-o maică-sa, după cum am spus de două ori până acum, splendidă. Ar trebui să mai diversifice stilurile vestimentare. E corectă ținuta, ce să fie greșire, o roche maro cu niște sandale foarte bine asortate roșii. Și dacă ea pune altceva și vine prozici, dar nu mai bine rămâne ea la bohoșică, că se pricepea. Dar eu nu prea am spus lucrul ăsta, chestia asta de-a lungul timpului, nici Monica Ibrădean nu ne-am spus foarte des, dar mi se pare că o forjează din grăpă bohoșicul ăsta să mai... Nu prea vrei să-i dai asta, înțeleg, da, da, e corect ce spun, că dacă greșea, da, mă nici era Luca, ia uite mă, ce bine să te am bohoșic, de ce nu? Să-i vadă de stil. Dă-i dragă dacă merită, că ne uităm la poza asta.
Eu îi dau. Nu stai bună, genul ăsta de rochi nu se poartă cu genul ăsta de sandală. E. Deci așa da sau așa nu în poza asta? Tăi cum vrei. Așa nu. Ok. Bun. Atât de explicat. Am mermelit-o până am zăpăcit-o. Până la coadă. Cine e domnișoară? Cine e domnișoară? Nu știu. Eu microfonul meu are microfonie, Silvia. Ori vreau Silvia să cânt la... și eu ca la anunți. De la Silvia ce? Care cânta cu DJ Bobo. Silvia Sârbu, al lui Andrei, de la Al Negru. Da, da, fosta soție. Fosta soție, nu? E vedetă, e vedetă. Da, da, e cântăreață, da. Bun. Silvia. Silvia. Ușor gipsy de, datorită imprimeului. E ok, e fata în iarbă, ca și băutura cu pricina. Băi, nene. Picioarele goale. A pozat bine, e o poză de compoziție. Cu DJ Dino, da. Ne place, mie îmi place. E o poză bună, sunt sigură că resuținuturile pe care are sunt dezastru. Ce? Am o impresie vagă, mă chinui. Ce sunt dezastru? Unghiile? Crezi că sunt dezastru? Nu. La picioare? Nu, nu, cine? Ai zis că dacă e descălțată, e desculță, unghiile sunt dezastru. Nu, dragă, nici nu vă să fie descălțată, auzi, nu. Pe mine mă chinuie o tendință, am tendința, da? Că mă chinuie tendința, da? Că în rest se îmbracă sinistru. Și acum ea fiind o tipă foarte drăguță. Incredibil. Și cred că a avut noroc pentru că am... nu o tendință. Cum ai tendință că ea se îmbracă prost? Am urmărit-o pe Instagram. Presupunere. Am urmărit-o pe Instagram. Nu, asta am văzut-o ca să rici. Stai, mă, cu greza, stai un ceva. Nu știu cum o cheamă, dar altfel e fiecare. Măi, interesează fotografia asta, vorba lui colega. Da, așa e, așa e. Mă, uite de poză. Nu s-a nimic pe Gigi. E bine, e bună rochia asta, dar dacă îl urmăresc, că i-a dat așa, nu, de ce? Vezi ce dorești? Vezi cât dorești? I-ai dat lui Rădulească așa, nu? Și acum să vedem ce-i dai fete, că și ea e bine. Uite-te la poza ta, analizează-o și dă-i. Bam, bam, bam. Să nu-i dai. Uite, eu îi dau, sunt corect, e bine. N-am ce să fac. O roche! Bădulească! Gipsy, bine, hai, hai să n-am bine. Firea? Bine, hai. Păi nu era bine, trebuie să-i dai nu. Păi de ce? Pentru că și lui Rădulească ai dat nu. Rădulească avea pretenții de la ea. Silvia asta n-am nicio pretenție de la ea. Asta cu tendința a fost o glumă pentru telespectatori, să nu înțelegem greșit cumva, că nu știu să folosesc cuvântul. Eu, și microfonul ăsta, eu ori am ceva... cred că trebuie ceva să ai aceleași pretenții de la toată lumea. Toată lumea, pentru că până la urmă... N-am aceleași pretenții de la toată lumea, pentru că una e Mihai Rădulescu. Mi se pare că face că se aude ceva, dar dacă eu vreau să cânt ca la manele, că n-am o problemă. Ce se aude? La Valiera, că să avem mai multă libertate, mișcare. Vrei să-ți dau la Valiera? Nu-mi da îngere la Valiera, lasă că zic. Oricum tu nu vorbești la microfon, că mult îl plimbi. Silvia asta mică, nu am pretenții. De la Rădulească am o pretenție. Gata, că e Rădulească. Bădulească. Următorul. Cine? Lidia Buble. E, atunci de la Lidia avem toți pretenții și uite că e bine, perfectă. Ce să, n-ai Na, uite, s-a pupat cererea cu oferta. Da. Deci rochia nu trebuia mai lungă. Așa, pentru cine nu știe geanta, la geanta ne referim, șaua așa. Sandaua, sandaua. Nu văd ce e sandaua, dar sunt sigură că e bine. Rochie splendidă. Bun, deci așa da, hai să-i arătăm. Fără niciun fel de comentariu, așa da. Părul îmi place, totul mai place. Departe. Da, nu. Asorteu, asorteu, vis. Și vasul e bine. Cine e? Nucă. Auzi, stai comunicat. E aia mică, Nicolae. Aia mică, câtă nucă. Stai să mă îmbrac mai bine, să-mi pun geaca pe umeri. Auzi că m-a luat cu friguri. Auzi, măi. Dar să știi că nu e rău. Vă, drag, am sughițat de două ori. Dacă și aici e rău. A, să știi că nu e rău, bă. Asta zic, nu e rău, frate. Uite-te, cum mă uit, nu e rău. Aleluia, 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 aleluia. Ni s-a întâmplat, știi de când ne rugăm? S-a întâmplat minunea. Eu ți-am spus că avem și noi la ea și la Nicol Ceri, săraca. Da. Nici Nicol Ceri nu ne-a greșit cu nimic și când veniți voi. Mie îmi place rochia asta cu despicătură, tip capot, nu? Da. Are nasul pe față, da, îmi place. Îmi place și atitudinea, cracul frumos, asocia frumos. Chiar dacă poșetuța e ieftină. E de vară. E de vară. E de vară. E ok. E în Creta. E în Creta. E, uite că... E în Creta, ia și lini. De ce e în Creta? De ce e în Creta? Da, și cu punctile albile. De ce e în Creta? De ce? De vacanță. A, da, e în vacanță. Un pic. Nu-i dăm. Ia zi tu, Rădrea, uite cerul, uite. Uite cerul cât de azi. Are și marea în spate, nasol. Da. E bine. Pentru are... Nicoleta Nucă să se facă fără număr, că și așa mi se pare că fac microfonie. Pentru Nicoleta Nucă, 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 azi am dat. Nu faci microfonie, asta crezi tu. Hai. Fac, cred eu. Avem? Da. Dar, dar le pui la un playback o altă dată? Ai ceva cu urechile. Carmen Negoiță. Carmen Negoiță, te apucăm de cântat. Eu vreau. Carmen Negoiță e bine îmbrăcată, ce să mai comentăm? Le acam, știe Carmen Negoiță. Le știe, acum am zăpăcit pălăria asta mult de tot. Toată lumea a zăpăcit pălăria asta. Nu, ea, că ea ei a zăpăcit-o în multe fotografii, dar merge. E în aceeași vacanță. Na, peste al, nu e în aceeași vacanță, mă, că asta merge în multe vacanțe. Se seama cât târăște pălăria aia ca să nu-i strice borul, cât o bagă pe un bagaj. Mi-am spus că am mers cu ea într-un avion și cu săvuică
am și luasem un loc pentru pălărie. Da, și eu tot așa aveam un loc tot pentru pălărie, așa că le-am înțeles. Nu, da, astea cu boruri mari, fii atent, vis-a-vis de doamnele acestea. E mode moderne. E mode moderne, da. Ele trebuie să țină cont de un lucru, știi, în general. Vreau să fac doar o mică observație vis-a-vis de pălările cu boruri mari. Dacă voi, domnișoară, coborâți de pe un iaht, vă simțiți, eu știu, aia lui Onassis. Aia lui Onassis? Soția lui Onassis. Dacă vă simțiți așa... Aristotel Onassis. Dacă vine, exact, dacă vine... nu-l chema. Cum îl chema, dragă? Onassis și mai cum? Aristotel. Ești sigur? Aristotel, să mor eu. Da? Aristotel Onassis. Auzi bine, fii atent. Dacă vă simțiți așa că sunteți duse la un o decapotabilă așa cu pletele în vânt. Dom'le, pălăriile astea cu boruri mari sunt pentru o cocoane de-astea și se poartă niște ocazii speciale. Sora mea, te-ai dus de să moară Franța, am ajuns la și Marea Britanie, vorba ta. A se evita aceste pălării dacă nu ești în aceste contexte coconistice excesive. Să lase borul mai mic, că nu se ascund așa misterios ca niște Audrey Hepburn nebune la... Bun, am înțeles. Na. E bine, dar... Am înțeles, aici am înțeles. E bine, dar este o fuseală obosită. Deci ai dat nu. A, nu i-am dat, da. Ok, scuze. Fuseală obosită, dar e bine. Și ai dat Rădulească, nu. Ținută este o fuseală obosită. Ok. Dar e bine, da. E bine și ai dat Rădulească, nu, dar asta e o fuseală obosită. Tu te auzi ce spui? Hai, gata. Am ales pretenții la Rădulească. Ia. Dana Rogoz. Aolea, ce fericită e, mor de gestul ăsta haios, e haioasă. E haioasă. The life is beautiful. Mor de haioșisme, sunt viața mea. Vede, e boho. E boho, zic da. Da. Da, vreau și o poză, vă rog. Deci, băi, e urâtă rochița asta cu spume, chiar dacă e... Nu e, mă, urâtă, mă rog, e frumoasă rochița, și rochia, nu. E drăguță și fleașca din cap. Fleașca din cap, zici că e de la sperietoare. Oricum ar fi, ador. Deci tu, fiete, tu ești un om, fiete, nu, fiete. Deci, este ca la sperietoarea din... E foarte... Da, chiar mă, e chiar frumoasă. Și e fericită. Hai că se dezbracă, fie. Oh, deci, da, da, tu erai un om. Nu mă brac, mă brac, fie. N-ai microfon, și merge așa. Oh, iar. Stai, zi. Și merge la poză și o dată. Teo, Regina, te rog, faci mi-o poză. Stai, mă, dați cadru mai aproape aia, nu să vadă. Dai doar pe ea. Dați doar pe bătă. Dar ce am, mă, doare ceva? De ce pozezi așa, mă? Doare ceva? E fericirea. Fericită, mă. Fericirea plutește în aer. Ea chiar e fericită. Și în spate are fericirea care plutește în lanul de porumb. Ai, mă, ce dracu, mai suntem copii. Eu ți-am spus că ai ieșit în lanul de porumb cu pălăria aia. Este groaznică fericirea ta, ghidușă. Da. Nu mai fiți ghidușe, că aveți o vârstă, dracului. Noi încercam să facem rubrica de modă. Dracului, nu. Da, s-a dus pe apa sâmbetei. Vedeți, de astea, eu consider că dacă am... Hai să-i dăm... Ia uite, mă, au căzut și confeti, mă, colega! Toată lumea e de acord! Nu știu de ce cântim, nu, dar mi-a venit! Delia! Eu m-am așteptat de tot! E superbă, Delia! Delia! Într-o insulă! Noi dăm! E unde vrea ea! Noi dăm, da. Uite ce nisipa aia. Și-a schimbat și atolul. Uite ce nisipa aia. Păi ne-au adus nouă un nisip în Mamaia, da. Să te... Îmi cer scuze că mi-au venit nervii acum. Nu mai a schimbat, a schimbat într-o săptămână, da, două insule, la două la rubrica resort. Asta... Băi, două, apropo... Insule. Da, două insule într-o săptămână a schimbat. Nu! Apropo, nu mai suportăm, nu. Nervos. Rochia, da, e foarte bună. Rochia e foarte bună, ținuta e bună. Ce să vrea Delia de la sufletul nostru, că asta e perfectă. Am și un nou în rubrica asta, pot să spun? Da. Deci dacă o să vedeți vedetele din România, care fac săracele poze pe, la mare, vara asta, la așa. Mamaia, nu e, nu-s ele de vină că nisipul e de... Da, nu. E maroniu? De ce e maroniu? Nu, e rău, e cel mai rău nisip. Că e vina lor că l-au adus prin descu aici. Nu vei, uite ce nisip au aici. Da? Bravo, mulțumesc. Gata, mi-a spus-o. E bine vrăgat, Delia, și uite diferența pentru care Delia îi dă mereu, pentru că diversifică stilurile vestimentare. Sore e foarte bine, îmi place. O bohoșică foarte mișto. Îmi place și cu aparatul așa șui pus pe ea. Îmi place mult. Și o ținută haioși. Da. O ținută gen concert. Îmi da, place mult. Îmi place, mult. Îmi place rău pălăria. Îmi place rău. Da, că îmi place și pălăria. Totul bravo, place. Sore. Bravo, sore. Dar cu ce încălțată?
Are niște tenis sau mi se pare mie? Cu niște mi se pare mie care niște ținte sau ceva. Da. Are niște pantofi sport sau nu? Alenuța, mai avem 5 secunde, te rog din inimă. Pantofi sport. Te rog din inimă, 5 secunde. Mai dă-ne o dată poza cu Mihaela Rădulescu, poate se răzgândește Bădulească. Bine, mă, haide. Nu mai avem. Haide, bagă-i lumea să mare că s-a răzgândit mă să mare așa. Dă-ne. Nu e corect, chică, nu e corect. Ai dat, rămâne așa. Ursuleze catifea ce se dă, nu se mai am plecat acasă. Da. Mulțumim din suflet, ai fost minunată. Ursulețul și ursonul vesenuțul este telefonul. Ne-am spus focul, ne-am spus tot ce am avut de spus. Mulțumim pe aici, copii. Mulțumim, la revedere. Rege, bine că ai salvat situația astăzi. Doamne, ajută, mulțumim.